Lăutarii aduși la nuntă nu sunt unii oarecare, ci sunt vestiți în zonă pe o întindere de 7 sate. Căci nu este taraf mai cunoscut și mai chemat la nunți decât cel al lui Mircea Enache de la Morunglav, care a deprins tainele viorii și cântecele vechi de la părinți și bunici, lăutari cu toții din tată în fiu.